La ora 12 și 30 de minute, Denis Șmihal, premierul Ucrainei, va ajunge aici, la Palatul Victoria, va avea o întrevedere tet-a-tet cu premierul Marcel Ciolacu, vor discuta despre situația de securitate din regiune și despre evoluția războiului din Ucraina după invazia ilegală și nejustificată a Federației Ruse în Ucraina. Va fi apoi o discuție în plenul delegaților, asta înseamnă că reprezentanții ai statului român și ai Ucrainei vor discuta despre sprijinul pe care țara noastră îl va oferi în continuare Ucrainei, iar cu siguranță cel mai important punct pe ordinea de zi de astăzi este legat de sprijinirea transportului de cereale, despre modul în care evoluează războiul, dar și despre situația românilor care trăiesc în Ucraina, despre minoritatea română din Ucraina și drepturile lor. Vor fi și declarații comune la ora 13 și 35 de minute, pe care le veți vedea în direct pe TVR, iar apoi cei doi oficiali, Marcel Ciolacu și Denis Șmihal, vor lua masa la Vila Lac. Astăzi e o zi importantă pentru că avem vizita oficialului a primului ministru a Ucrainei, domnul Denis Șmihal, care vom discuta aspecte care țin de securitatea regională în contextul agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei. Vom aborda și eforturile noastre ale României în ceea ce privește tranzitul cerealelor ucrainiene pentru asigurarea accesului la hrană din acest moment la nivel mondial, dar și chestiuni care țin de agenda bilaterală pentru protejarea fermierilor români și a drepturilor minorităților române din Ucraina.